Schimbă perspectiva cu Mirela Retegan la Europa FM. Bună dimineața, ce frumoasă este viața! Sunt la Retegan, sunteți la Europa FM și schimbăm perspectiva și astăzi, 2 iunie 2024. O zi foarte frumoasă și foarte importantă, o zi în care mi-am dorit foarte tare să schimbăm perspectiva asupra unor lucruri cu o persoană foarte dragă mie. Și dacă tot a fost ieri 1 iunie și dacă tot a întruchipat zâna zânelor la sala Palatului, astăzi a venit la microfonul emisiunii aici la Europa FM, Alina Sorescu. Bună dimineața! Bună dimineața, Mirela! Ești relație frumoasă, frumoasă. E între noi, îți mulțumesc! Sper să se simtă astăzi și dincolo de microfon, pentru că între noi chiar e o relație foarte frumoasă de, de prietenie și mă bucur că povestim despre ea! Despre ea, despre nu, 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 nu. noi, despre ceilalți și despre toate lucrurile care contează la un moment dat în viața noastră. Suntem în focul evenimentelor de 1 iunie. Și una și cealaltă aducem foarte multă bucurie copiilor Copil. și părinților asta e. Asta e. și suntem niște norocoase că putem să facem asta. Cum a fost ieri la sala Palatului de 1 iunie? Vreau să spun că mi-ai îndeplinit un vis. Când m-ai sunat și mi-ai spus că um, mă vezi în rol de zână bună la sala Palatului, la spectacolul Eu sunt Maia, uh, mi-a iluminat ziua respectivă și zilele care au urmat de atunci, pentru că. Um, mi e îndeplinit efectiv visul să pot să am o baghetă magică și să pot să fac lumină. Într-o roche de zână, practic și pentru fetițele mele a fost o surpriză plăcută. Wow, mami, vei fi zâna bună, atât de prezentatoare a zis asta. Știi ce mi-am dorit foarte tare prin uh, prezența ta în acest rol să înțeleagă toată lumea și mamele și copiii că de fapt fiecare mamă este zâna propriului ei copil și că fie că suntem îmbrăcate cu acele rochi de zână și avem o baghetă, fie că suntem îmbrăcate într-un training în casă, noi putem să aducem magie în viața copiilor noștri. Și că stă în mâna mamei, în primul rând, să transforme orice situație neplăcută din viața copilului într-o experiență, într-o lecție și în ceva peste care putem să trecem. Ce frumos ai Iar tu, în ultimii ani, ai făcut tot ce ai putut ca să rămâi zâna din viața fetelor tale. Și uh, mi s-a părut așa un, un moment foarte important din toate punctele de vedere, și îți mulțumesc că ai acceptat. Cu mare drag, știi că ți-am mai spus eu de multe ori, am simțit mereu din partea ta cum îmi sufli în aripi, știi că de multe ori ți-am spus. Um... Mai susținut și mai încurajat de fiecare dată când a trebuit așa. Pentru că, am văzut așa așa că magică. Am văzut că te duci pe urmele exact mai... Știi Alina, după ce ai trecut dată pe acolo, e simplu să spui din experiența ta. Că eu n-am făcut altceva decât să-ți spun. Ce urmează din ceea ce am trăit eu și am știut că o să se întâmple și uite-te la tine, că ești din ce în ce mai frumoasă, mai radioasă, mai... Eu încerc! <laughs> și chiar îți iese. Mă bucur că mi iese să știi că primesc multe reacții din partea celor apropiați, din partea publicului, că asta transmit și e o bucurie fantastică, pentru că simt că nu, nu pot să spun că fac vreun mare efort. Cumva cred că lucrurile așa s-au aș așezat, încât totul vine de la sine. În primul rând, de ce ai rămas în zona de copii? Ai fi putut să te duci în orice direcție, ai fi putut să cânti orice, ai ales să împarți cariera ta între mesajele de suflet pe care le transmite femeia Alina, dar cei mai mulți te asociază cu grupul tău de pici da. și cu rolul de uh, profesoară. Um, poate că mulți te-au întrebat și pe tine, nu? Că poate atunci când am pornit noi, acum, în urmă cu... Cred că Câțiva eu am, da, cam vreo 14 ani, cred că de pici, cam aproape cât uh, zurli. Um, bine, având totuși un, un background, cumva, la mine lucrurile astea au venit pe fondul faptului că eu însă mi-am fost un copil care a început să cânte de micuț. Practic, -am, uh, um, -am, început să cânt în minisongul Ioan Lucian Mihalea aveam patru ani când m-a cooptat în grupul Minisong, adică lucrurile au venit uh, firesc, dar uh, foarte mulți colegi de breaslă când m-au uh, auzit că o iau pe acest drum uh, să știi că au privit așa te duci către copii, nu știu, poate că te-ai lovit și tu de treaba asta. Uh, pare, pare ceva neserios, da, așa da, da, micuț. Uh... Exact, ne, da, nesemnificativ și nu-ți spun că în, în ultimii ani mulți mă întreabă dar tu cum ai făcut? Aș vrea și eu să fac ca tine. <laughs> adică Odată ce faci um, ceva profesionist, exact. Și devine profi. Da. Lumea observă că într-adevăr lucrul la e, e mare și important. Um, decizia de a porni către zona de copii, a venit într-un moment în care și eu în viața mea deveneam mămică, mică, aveam fetițe, cumva, reprioritizam. Um, palierele vieții mele la momentul respectiv, adică a fost așa o decizie uh, care a luat în calcul momentul meu personal de atunci. Uh, mult timp Pici au fost uh, cumva singura mea preocupare pentru că acela a fost și contextul vieții mele. Dar odată timpul trecând, mi-am dat seama că totuși eu iubesc să fac muzica în toate formele ei și că îmi place să cânt și singură ca artist și alături de pitch. Și atunci m-am hotărât că pot că, să că le învin. Da. Că e loc și pentru o variantă și pentru da, cealaltă. Da, da. Practic eu le arăt copiilor cum cânt eu, încerc să le dau un model, o direcție și, practic, și ce fac alături de copii. Am încercat să dezvolt o manieră modernă, o manieră nouă, melodii despre... care să le placă și părinților, că până la urmă trebuie să fie melodii în acord cu muzica zilelor noastre. E, și copiii tăi de la cursuri, ce zic despre latura cealaltă? Când scoți un videoclip în care, în care e sunt Alina, eu, da. e femeia <laughs> da. rănită care cântă despre durerea din suflet, despre speranța la o nouă iubire, despre Bine, Ei, vezi, mă copiii din ziua de astăzi, ei se uită la multe artiste de acest gen pe care le admiră, și cumva simt că îi, sunt mândri că sunt și eu cot la cot cu artistele pe care ei le ascultăm în normal. Pentru că ei da, au acces acum la muzici de tot felul și simt că sunt mândri și îmi remarcă ținutele, cum mi-am făcut părul, cum îi, fetițele, vreun, nevrând, sunt îi, acaparate de mirajul ăsta care încerc totuși să fie unul dublat de un conținut. Este un exercițiu foarte bun pentru că majoritatea părinților se tem să se arate copiilor așa cum sunt. Și atunci își creează o imagine despre ceea ce cred ei că ar trebui să vadă copiii. Și își iau un rol foarte serios și foarte important și pare cumva că nu au sentimente, nu au emoții, nu trăiesc drame, nu au probleme personale care țin din propriile lor frământări și nu le arată latura asta copiilor. Ei vin să dea direcții, să-i organizeze, să dea ordine, să-i disciplineze și să prezinte doar latura uh, foarte uh, tehnică a vieții. Și când copilul te vede că ești fragil, că ai speranțe, că ai vise, că ai fost rănit, că te-ai ridicat de, de jos și uh, înveți să mergi mai departe, înțelege că nu ești perfect, că și el are dreptul să greșească la rândul lui, pentru că, uite, și Alina a suferit, și Alina uh, visează uh, la o altă poveste, și Alina își dorește ceva, deci e ok dacă eu mă simt vulnerabilă în calitatea pe care o am de uh, copil. Eu m-am temut să-i spun mamei mele foarte multă vreme lucruri pentru că aveam senzația că e perfectă. Mama nu vorbea niciodată despre greșelile ei. Și întotdeauna se afișa ca fiind impecabilă. Iar eu am zis, eu nu pot să-i spun despre o greșeală unui om care n-a făcut niciuna niciodată sau eu cel puțin am văzut-o pentru că el nu va putea înțelege. Și atunci alegeam să o mint. Ceea ce n-am făcut cu copilul meu. Am preferat să știe că sunt o mamă imperfectă. Sunt o mamă care visează, care speră, care caută în permanență calea spre fericire. Ca ea să nu se teamă să fie indecisă și imperfectă în relația cu mine. E o presiune, așa, pe care am simțit-o și eu în momentul în care am trecut printr-un moment delicat din viața mea și în momentul în care am ales să cânt despre asta, pentru că pentru mine. Muzica a fost clar o salvare și un mod de a uh, căpăta forță. Și poate, neavând curajul uh, să vorbesc direct despre ceea ce simțeam, am ales să cânt și mi-a venit mult mai ușor. Um, evident că în momentul în care sunt cu picii, nu uh, atingem astfel de subiecte uh, delicate. Uh, însă, din păcate, că asta este societatea în care trăim și în momentul în care am ajuns, mulți părinți de-ai picilor mei sunt în situații similare. Deși cumva lumea ideală așa pe care eu mi-o proiectam încă de mic copil era cu totul alta și nu mi-aș fi dorit să ajung uh, să trăiesc um, niște situații pe care le trăiesc. Eu tu, chiar tu, credeam că zâna bună există. Tu, tu provii <laughs> într-o familie în care armonia și da, foarte iubirea unită. Da, a da. existat da. tot timpul. Știi da. că se spune că uh, copiii uh, își au modelele din familie. Uite că nu întotdeauna e așa. Că nu e obligatoriu să, dacă ai avut acasă uh, doi părinți care s-au iubit și eu am avut acasă, doi părinți care s-au iubit foarte mult și s-au susținut și s-au ajutat și au fost unul pentru celălalt. Dar în momentul în care mi-am dat seama că eu sunt nefericită, n-am stat nicio clipă pe gânduri că trebuie să păstrez modelul părinților mei. Eu nu îmi imaginam că voi ajunge vreodată în situația asta. Eu credeam că, într-adevăr, când m-am căsătorit, va fi pentru tot restul vieții și am luptat să fie așa. Că n-a fost să fie, a fost pentru că efectiv am încercat să aleg răul cel mai mic din ce se putea. Dar nu, nu-mi imaginam. Și acum, nici acum, că stau și mă gândesc, wow, nu vine să cred. Și nu vine să cred că totuși lucrurile au, deja au început să treacă. N-au trecut, de ce? că mai avem până să treacă. De dar... ce ți-a fost cel mai frică? În momentul în care ai acceptat că nu mai funcționează relația, și că va trebui să faci pasul acela foarte greu, de ce ți-a fost cel mai frică? M-am um, gândit că nu va fi ușor pentru că fiind și persoane publice lucrul ăsta va fi mult, nu, nu va fi trăit doar acasă. Uh -huh. Cu toate implicațiile, asupra fetițelor, asupra noastră, asupra carierelor. Totul, tot ce s-a întâmplat are o implicație. Deci, cumva, de gura lumii, doar că era o gură foarte mare. Foarte mare, da, da. da. Știi, pentru că o, oamenii că, se tem de gura lumii să facă pas, dar gura știu, lumii înseamnă ăia păcate... cinci vecini, patru blocuri, un cartier, un sătuc În cazul persoanelor publice, gura lumii este foarte mare. Cumva, pentru că fetițele simțeau lucrurile astea, că între noi lucrurile erau mai vechi, că întotdeauna când e o astfel de decizie, nu o peste iei Din senin, exact, da. Cumva, tatăl fetelor locuiește ia de 8 luni deja într-o altă țară. Adică cumva și noi între noi, în familia noastră, cealaltă. era deja o obișnuință, deja o pregătire pentru momentul uh, care a urmat. De asta spun, cumva m-am temut de cum uh, cum vor uh, influența factorii externi fetele, ceea ce eu nu pot controla sau ceea ce tatăl lor nu poate controla, adică lucrurile pe care nu le știm. Dar uh, lucrurile s-au așezat cum au reacționat ai tăi? E, părinții mei au fost alături de mine din totdeauna și evident că nici ei nu și-au dorit să ajungem aici. Eu când m-am despărțit cel mai tare m-am temut să afle ai mei. Pentru că eu am fost foarte rău, eu am fugit de acasă. Cu omul de care m-am îndrăgostit, împotriva voinței părinților mei. Eu n-am avut parte ca tine, de o nuntă, nu -am, am fost o prințesă nici măcar n-am trăit bucata aia de fericire. Eu, împotriva uh, dorinței părinților mei, am fugit de acasă cu bărbatul de care eram îndrăgostită. Și mi-am dat seama că socotelele de acasă cu cele din terg nu prea se potriveau și cel mai tare m-am temut de reacția alor mei. Cum să le spun eu, după ce că am făcut o lată la început. Acum, cum să vin eu și să le spun că, de fapt, am greșit. Că, de fapt, au avut dreptate. Că nu, nu, nu mai vreau să trăiesc în, în casa aceea cu omul acela și că nu e omul acela cel cu care vreau să prind ultimul apus din viața mea, că nu mă face fericită, că nu evoluez, că ce mă fac, cum le zic. Și m-am dus acasă la ei Doamne, de deci, ce țin minte și acum și probabil că ne ascultă foarte mulți oameni care se află într-un astfel de punct și se tem de, de diverse lucruri uh, să facă pasul sau măcar să accepte că nu sunt fericiți. Și uh, țin minte că ai mei dormeau dimineața și mi-am făcut curaj și m-am dus, m-am așezat pe fotoliu și mi am zis, uite, trebuie să vorbim ceva, uh, să știți că eu m-am hotărât să divorțez pentru că nu e ok și nu mai vreau să uh, să merg mai departe nu sunt fericită tata s-a ridicat de pe pernă și a făcut o cruce și a zis, am crezut că nu dar Dumnezeu o să mai aud o dată asta <laughs> și am zis, cum, nu te super? cum să mă super, dar eu te-am făcut să-și bată joc cineva de tine, dar da. eu te-am făcut să te facă cineva nefericită, dar eu ți-am dat tot ce am putut ca cineva să îți facă ție zilele amare, deci a fost șocul vieții mele. Adică părinții mei, tata în special, că mama în continuare se temea de gura lumii, tata a auzit ceea ce el își dorea din tot sufletul. Și a zis, nu mă bucur deloc că vei trece prin tot ceea ce urmează, dar eu mi-am mi -am dorit pentru tine cea mai frumoasă viață posibilă, orice trăiești tu, nu e asta. Și mă bucur că ai curajul să faci asta, eu nu ți-aș fi zis niciodată, te-aș fi susținut în continuare dacă asta uh, ți-ai fi e dorit. Așa, dragostea supremă să te susfine. te aș fi susținut. Sus dar acum că vii să-mi spui. Cine? îi mulțumesc mult Dumnezeu și făcea cruci în continuare și asta m-a impresionat foarte tare evident că lucrurile n-au fost atât de simple pentru că mama care ține cont foarte tare de ce o să spună lumea după ce ai făcut o lată, acum o faci și lungă m-a convins să mă răzgândesc de vreo două ori și m-am răzgândit de vreo două ori și eram între ceea ce îmi doream eu și îl vedeam pe tata că simte că nu e ok și că el mă susține în tot ceea ce fac, dar mama era foarte puternică și mă influența, dar mai încearcă o dată, dar mai chinuie-te un pic, dar uite că totuși nu-i chiar atât de rău că altele o duc și mai rău. De asta eram foarte curioasă ție De ce ți-a fost cel mai frică în m momentul -am ăla? Nu mi-am simțit din partea oamenilor o susținere atât de mare La care nu mă așteptam Nu mă așteptam să-mi scrie atâta lume Să mă încurajeze Toți oamenii care mi-au fost alături Și cei foarte apropiați Și cei pe care nu-i cunosc Care, nu știu, de exemplu, îmi scriu în mediul online Toți au fost alături de mine um, și mi-am dat seama, uite că a contat toate tot ce am pus ce eu, construit. toate cărămizile pe care le-am pus eu încă de mic copil. Uite că au contat, uite că lumea știe ce fel de om sunt, ce fel de parcurs am avut, mă încurajează, nu e un moment ușor. E un moment foarte delicat, cum spuneam și mai devreme, care încă nu s-a încheiat că suntem, din păcate, în acest proces de și jumătate. O să-ți dau o veste foarte tristă. Nu se termină niciodată. <laughs> <laughs> Pentru că celălalt părinte sigur, rămâne sigur. toată viața celălalt părinte. Sigur. Și nu nu s-a mai... pus niciodată problema despre asta. Nu, discuțiile nu, noastre nu, nu sunt nu se despre termin... programul fetițelor. Nu se Cum? termină discuțiile niciodată. <laughs> niciodată. O să se termine cu programul <laughs> și o să înceapă cu altceva. Pentru da. că eu cred foarte tare că o relație dintre doi oameni se termină doar atunci când am Mândoi se duc dincolo așa Cât e, unul așa dintre ei, uite, tata nu mai e Dar relația mea cu tata nu s-a terminat Pentru că eu în continuare visez Eu în continuare mă gândesc la el Eu în continuare mă uh, Duc în zona aia De siguranță, abia când o să Zic și eu pa, o să putem spune Că s-a terminat uh, relația Dar până atunci, uite că se transformă Și e din ce în ce mai bine Și o să revenim după pauză Să povestim despre uh, Faptul că din ce în ce mai multe mame se află în această situație în care devin pentru copiii lor și suport, dar și cea care trasează niște limite și vreau să vorbim un pic despre cum e să fii părinte singur pentru că ne-am așezat la masă două mame care Trebuie să ia niște decizii, nu întotdeauna cele mai simpatice. Și uh, cu siguranță că cei care ne ascultă uh, vor, uh, vor vrea să afle foarte multe lucruri direct de la noi, așa cum ne trăim noi, experiențele noastre. Ne întoarcem da. după pauză, aici la Europa FM, să schimbăm perspectiva asupra ceea ce părinții noștri și bunicii noștri înțelegeau că înseamnă mamă singură, părinte singur, copil provenit dintr-o relație în care părinții nu mai locuiesc sub același acoperiș. Schimbă perspectiva cu Mirela Retegan. Ne-am întors la schimbă perspectiva. Sunt cu Alina Sorescu în studio și nici nu știu despre ce să vorbesc mai degrabă. Despre cât e de frumoasă și cum Ei. înflorește. Se spune primesc, 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 primesc. Primesc, primesc, primesc. Așa, îți mulțumesc, da. Așa. Mă bucur. Așa. Chiar mă bucur, da. Nu, nu ne-au învățat să primim. Ne-au învățat doar că trebuie da, să dăm. Da. Trebuie să dăm. Să spunem, să Ei, să dăm. nu, ai, nu, nu, nu ești chiar așa. Dar de ce să nu te bucuri de lucrurile astea? Narcisa Suciu a fost foarte simpatică. La un moment dat a venit la mine acasă și când am deschis ușa, a zis uh, Filomeno că noi ne. Noi ne <cute> știu că complimentăm bine, vechi. da, a bine. Și eu îi zic. Da, mă, că mă duc la sală, fac 10.000 de pași, mănânc sănătos. Și chiar mă străduiesc foarte tare în ultima vreme. Și Narcisa zice, dar mămica ta nu te-a învățat să spui mulțumesc și tu. Exact. <laughs> și zici, da, da, A fost păi, exact punctul pe... Mulțumesc da. și tu. Ok. Da, da. Ești aici în studio și mă bucur foarte tare și vreau să vorbim, unul, despre uh, cum te descurci în rolul pe care îl ai de doi ani și jumătate, în care trebuie să fii o perioadă din timp, um, și mamă și tată pentru fetele tale? Um, eu am fost foarte implicată în viața fetiților încă de când s-au născut. Practic fetițele au fost crescute în cea mai mare parte a timpului de mine și de părinții mei. Deci cumva lucrurile nu s-au schimbat foarte mult de când cu decizia aceasta pe care am luat-o acum doi ani și jumătate. De asta, cumva, pentru fete lucrurile au venit firesc. A fost pur și simplu o schimbare locativă și atât. Rest, viața lor are aceleași rutine, același program. Beneficiez în continuare de sprijinul părinților mei, ca orice mamă, da, care are și activitate și totuși și um, doi copii, are nevoie de, de ajutor și mă bucur că părinții mei, așa cum au fost de la nașterea fetelor alături de mine, sunt și acum, mă organizez foarte bine, totul e în funcție de programul fetelor, cumva mă bucur că și activitatea mea profesională este în funcție de programul lor, pentru că eu la cursurile pe care le am cu PC, am același program pe care le au și ele la școală, când ele au vacanță de la școală și eu am vacanță, așa că e destul de un um, avantajul meu jobul pe care l-am, pentru că pot să le pun pe ele pe primul plan. Eu am cred. Și mă organizez zi. totul în funcție de. Eu am ele. creat Zurli când mai avea 5 ani și mi-am dat seama că trebuie să am un job uh, în care să pot să-mi implic copilul și să nu fie o problemă dacă rămân, pentru că eu ajunsesem la un moment dat să fac emisie cu copilul în brațe cu 40 febră, că nu avea cine să mă înlocuiască 4 ore. Uh, pe vremea aceea lucram la un radio zi de zi și mi a prins foarte bine că am avut Zurni în perioada în care da. ea era mică și eu eram singură. M-a ajutat și pe mine, tata, dar tot. Da, de, da, 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 Întreaba mea era creșterea ei. Și uite că acum a ajuns să fie. Da, și a făcut 23 Eu de ani. Sunt și să mai Nu vine să cred, nu vine să cred și mi se pare. M-a emoționat foarte tare într-un spectacol în care eram în sală și nu știam că o să spun asta. A spus uh, de pe scenă că atunci când ea avea 5 ani, părinții ei s-au despărțit și și a zis așa, când eu aveam 5 ani, părinții mei s-au despărțit și tata a plecat și mie mi-a fost dor de el în fiecare zi și mi-este dor în continuare. Și uh, am văzut toți copiii din sală, îi recunoșteai pe cei din familii despărțite pentru că se, au, au început să o privească altfel pe Maia. Au început să se uite la Maia cu, cu, cu speranță și uh -huh. cumva... Adică deci eu nu sunt defect. Că părinții mei sunt da. despărțiți. Nu doar părinții mei sunt despărțiți. A, uite, și Maia a trecut prin experiența asta. După care Maia a zis: Și acum o să cânt. Nu vreau soare, nu vreau lună, vreau pupic de noapte bună. E un cântec la care mama a scris versurile și tata a făcut muzica, muzica. și de fiecare dată când îl cânt am sentimentul că suntem împreună. De deci, Alina, au țesni lacrimile din ochii mamelor care se vedea clar că sunt mame singure care trec prin acest proces și care se uitau la MAIA ca la speranța lor. Deci se poate! Se poate ieși viu, întreg, normal, sănătos, emoțional, fizic, psihic, din povestea asta. Știi că odată eram la, nu cred că ți-am zis niciodată, eram odată la ziua ta și am, am vorbit cu Maia, am luat-o așa deoparte și efectiv am întrebat-o, dându-mi seama că este un, poate o vii, um, cam cum va fi Carolina, cam cum va fi Raisa, da, fetițele mele, peste un timp, cel puțin îmi doresc și am întrebat-o cum a reușit să treacă prin acest pentru sunt de lung, da. Și pove am observat-o cât de detașat vorbește. Și pe scenă la fel. Um, detașat, dar totuși um, foarte asumat și foarte înțelept. Mi se pare cea mai, uh, nu știu, tânăra cu discursul cel mai înțelept despre această Situația. situație, tot mai întâlnită, din păcate. Și mi-aș dori din tot sufletul, ca și Carolina și Raisa, când vor fi de vârsta mai ei, să poată să fie la fel de... De înțelepte. De și. Da, 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 da și cumva să nu ai răni. Că a, asta mi se pare că ai făcut un grozav cu ea. Uite o cât este de, de împlinită și de liberă, și de veselă, și de. Se simte asta. Da, să știi că n-a fost ușor și că am trecut -am prin procese foarte grele și uh, am avut, așa cum cred că au toate mamele care se despart de tații copiilor lor, uh, teama și uh, întrebarea asta a fost permanentă: uh, Oare e bine că am făcut ceea ce am făcut? Mie mi-a spus la un moment dat, Tonita și eu, fostul meu șef, și asta mi-a rămas în cap foarte tare. Îi spuneam lui Tony, dacă știam cât de greu va fi pentru Maia, n-aș fi făcut-o, m-aș mai fi chinuit, aș mai fi rămas acolo. Și Tony a zis, Mirei, era relația voastră, modelul de relație pe care ți-l doreai pentru copilul tău? Și am zis, Doamne Până ferește barecă, fix, da, da, da. Deci fix cum a da, făcut da, tata da. Cruci da, Doamne da, da, ferește da, da, Nu, da. niciodată, niciodată N-aș fi vrut da. copilul meu Să-și construiască o relație De cuplu Așa cum am avut-o eu Și el a zis, ok Atunci acceptă că măcar Îi dai șansa Să-și construiască din Alte repere din ce vede în filme, din ce citește în cărți, din ce vede în jurul ei, un model de relație, fără să creadă că tu ai o relație pe care ea ar trebui să o urmeze. Mi-a intrat atât de tare mm -hmm. în cap povestea asta, că m-am liniștit legat de sentimentul de vină, dar n-a fost ușor procesul, pentru că nicio despărțire nu e ușoară. Indiferent care sunt motivele pentru care cei doi sunt într-o poziție antagonică, nu e ușor. Și unul și celălalt intră în povestea asta făcându-și vise, punându-și speranțe și e doar din altă perspectivă prezentată durerea. Și până la urmă, ei astfel de decizii când e cazul să le iei pentru copii. Pentru liniștea copiilor. Pentru mine, fetele sunt motorul, Carolina și Raisa. Pentru ele, iau decizii, pentru ele muncesc, pentru ele trăiesc, pentru ele tot. Pentru ele, îți dai voie chiar să fii fericită? A, da. Pentru ele, muncești chiar să fie, să fie bine? Da, da. Nu pot să spun că acum am atins nivelul ăla de fericire pe care sper să-l am ca să pot să le transmit și lor bine, să vină, să vină dinspre mine bine către ele mai am un pic până să ajung acolo pentru că e nevoie să se liniștească Cum puțin apele. Cum lucrurile? Pentru că eu tot timpul le spun părinților pune fericirea copilului tău înaintea nefericirii tale <laughs> Da. Sunt de acord că suntem răniți, că suntem loviți, că avem o grămadă de motive de nefericire, dar dacă tu te duci în relația cu copilul și pui nefericirea ta înaintea fericirii lor nu îi ajută cu nimic. Cum, cum gestionezi lucrurile? Um, uite, mi-au foarte multă energie bună din munca mea, din ceea ce fac. Pentru că, uite, și tu ești înconjurată de copii. Știi cât, mai bine ca oricine, cât de mult primești de la copii. Când ești pe scenă, când ești la autografe, când um, vine o energie din partea copiilor mai pură ca din toate părțile lumii. Nu cred că există energie mai pură ca cea a copiilor. Și de aici mi-am luat um, um, resursele ca să pot să fiu bine pentru ele, da? Din munca mea. Îți am voie redescoperit că, muzica? Îți dai voie să plângi uh, de față cu ele? Hmm. Încerc să <laughs> gestionez momentele astea cât pot de bine, ca ele să nu simtă um, lucrurile astea mai puțin plăcute pe care încă le trăiesc, și încerc să fiu puternică în, în fața lor. Um, dar eu simt că noi trei suntem foarte, foarte unite. Legate. Da, da. Um, suntem câteodată ca trei surori, chiar dacă se zice că e bine totuși să fii părinte, să nu fii, să, cumva, să te impui printr-o atitudine fermă în fața copilor să nu pari că ești frate sau soră dar de cele mai multe ori ne purtăm ca trei surori. Evident că pun limite atunci când este nevoie. Și simt că sunt pentru ele sprijinul de care au nevoie în foarte multe situații. În... De să zic, cumva, lucrurile astea au venit așa, deși nu știam când am pornit acum doi ani și jumătate, nu știam dacă o să am resursele. Să pot să cum, trec prin, cum te prin acum tot acest urma? timp. Îți pare rău, îți pare nu. bine. Poate îmi pare rău că nu am luat decizia mai devreme. Ok. Asta, da. Însă... Ce, ce te-a surprins din ce ți s-a întâmplat în ultimii doi ani jumate? Încearcă să te duci un pic înapoi, la cum doi ani jumate, când a trebuit să iei această decizie, să te gândești la toate lucrurile de care ți-a fost frică. Pentru că pe noi ne ascultă acum foarte mulți oameni care se află în această situație. Se tem să facă pasul dincolo de problemă, de toate consecințele. Încearcă să-ți amintești de ce ți era frică și acum când te uiți în urmă, îți văd zâmbetul ăsta foarte mare pe față, știi? Ce, ce, ce nu te așteptai să fie așa cum a fost? Bine, nu, rău. Nu mă așteptam să fie atât de complicat totul, să dureze atât. Asta nu mă așteptam. Nu mă așteptam să fiu după 2 ani jumate, practic, în aceeași situație, și să mai avem încă vreun an până să se lămurească această situație legată de programul fetițelor, pentru că de aici provin neînțelegerile noastre. Pentru că eu îmi doresc un program stabil pentru fete. În timp ce tatăl fetelor cere acest program uh, alternant de viață uh, De o săptămână cu o săptămână sau două săptămâni cu două săptămâni uh, Da, nu, nu mă așteptam să dureze atât Astea sunt uh, demersurile normale din țara Aș... noastră uh, -aș Te așteptai ca el să-și dorească lucrurile astea? Uh... Mie sunt foarte multe lucruri care m-au surprins uh -huh. în, în, de când a început efectiv procesul, lucruri care nu erau așa cum se întâmplau în, în trecut. De asta, cumva, eu îmi doresc o continuitate pentru fete, o stabilitate de care orice copil are nevoie. Copiii au nevoie de continuitate, de stabilitate, de predictibilitate. Uh, pentru a avea un curs armonios al vieții, al parcursului școlar, al activităților și, se lor, și așa mai siguranță. departe, pentru a se simți în siguranță, pentru a ști care sunt. Da, care e matca în care se dezvoltă. Uh, partea bună este că nu uh, am crezut niciodată că o să simt atâta susținere din partea tuturor oamenilor și că nu va fi din punctul ăla de vedere, de care mă temeam eu, ce va fi, cum o să se complice lucrurile, că suntem și cunoscuți, că ne bârfește lumea, cum vor fi fetele percepute la școală, lucrurile astea, nu, nu le-am așa. Și te-ai gândit că vei înflori în felul nu, ăsta, nu. din punct de vedere artistic? Nu, nu. Și nu, nu mă gândeam că, știi, fix muzica, eu am cânt de mic copil și la un moment dat, poate am dat-o deoparte, poate, nu mă gândeam că prin muzică o să reușesc să mă, nu știu, să mă regăsesc, practic. Până la urmă, acolo că... a pus Dumnezeu bucățica de har în tine. Da, da. Simt că parcă și cânt altfel. Simt că îmi doresc să fac lucruri pe care nu le-am putut face la acel moment. Probabil um... trebuia să treci prin toate lucrurile astea ca să-ți dai voie să fii așa cum ești. Deși nu-mi doream și să... să nu te mai intereseze foarte tare. Să-ți fie foarte clar că lumea te iubește pentru ceea ce ești și pentru cum ești și să nu mai cauți să fii pe placul lor, ci doar să fii și să-i lași să te vadă așa cum ești tu cu adevărat în ființa ta. Deși nu-mi doream să trec prin lucrurile astea. Nu... Nimeni, că multă lume îmi spunea că ești un exemplu, că nu, nu sunt un exemplu, pentru că dacă eram un exemplu, nu ajungeam aici. Poate alegeam altfel și nu mă confruntam cu astfel de situații. Cred că atunci poate fi numită o femeie un exemplu, nu neapărat o femeie care a omeni făcut iau, o alegere și la un moment dat luptă să o... Repare sau să o recalibreze. Oamenii au nevoie să îi vadă pe ceilalți cum trec peste probleme. Pentru că. Um... Le dă putere, că pot și ei. Da. Exact. Le dai putere celorlalți. Cum era să fii lângă Ion Lucian Mihale? Oh. L-am prins vreo trei ani, eu eram cea mai mică. Eu și Dana Rogoz știi că am fost, mezinele. A fost prima persoană publică după care eu am plâns când Serios? am murit. Da. Și am știut cumva de atunci că Ioan Lucian Mihalea și Marian Râlea erau pentru mine repere în relația da. cu copii și da. că eu o să fac ceva la fel de important cum au făcut ei pentru copiii din România. Am știut asta din de, de foarte mult timp și aș fi vrut să fiu acolo, să-i cunosc, să-i simt să era un artist, el, întâi de toate. El E un, un artist, cum nu știu, nu simt că se va mai naște curând. Cum era el pe scenă? Nu era nimeni. Cum știa să ne pună pe noi în valoare? Noi eram copii mici avea și song, și mini song practic. Noi eram răsfățații. Gândește că noi făceam turneiul la. 5 ani am fost în turneu cu el în Franța. Mergeam cu autocarul, trei zile, dus, trei zile întors, avea grijă de noi, mi-am spart capul, ții minte cum m-a bandajat aici și m-a ajutat să-mi fie bine. Era protector, dar în același timp ne și provoca. De la el e soreasca, el nu spunea soreasca. La un moment dat mă tunseserai mei scurt băiețește Și la una dintre repetiții nu voiam să-mi dau căciula jos din cap Că mi era rușine ce o să zic că toți colegii O să râdă de mine că sunt însă ca un băiețel Avea un stil de a, de a um, Se lua de tine, practic Sora o răscodă la jos din cap Și acum câteva cât eram de mică și asta mi-a rămas deci Era în autoritar minte. Era autoritar, dar într-un mod foarte șugubăț Nu poți și să faci performanță dacă nu te da, impui da și reușea să scoată din mine, m-a făcut, mi-am dat căciul la jos din cap și am stat minunat alături de colegii mei fără să mai împese că sunt unsă ca un băiețel. Um, știa să ne uh, disciplineze uh, noi aveam toți niște traininguri, erau celebre training-urile noastre inscripționate cu mini song. Avem o poză celebră pe treptele de la Palatul Copiilor. Uh, el ținea trainingurile fiecare în, cât un, în câte un, un rucsac și trupa era mare. Tu te pregăteai, dar nu știai dacă intri în spectacol. Aha. Și primei trainingul pus în rucsac. Înainte, atunci, un pic, adică tu te duceai, dar nu știi, wow, primesc astăzi training-ul. Prime adică avea un mod de a, de a ne Uite, ține acum, în timp ce povestești, îmi dau seama că eu vedeam toate imaginile alea și visam că într-o zi o să am și eu. <coughs> știi? Și acum toată echipa Zurli are tricouri cu da, Zurli, da, are da, training-uri da, da. cu Zurli, are hanorace da, cu Zurli, da. dar nu abia acum realizez că uh, mă uitam la televizor și vă vedeam pe voi și visam că într-o zi o să am și eu uh, trupa mea și uh, mini-songul meu. Da. Și gândește-te că la vremea asta erau așa, niște începuturi, da. niște lucruri pe care el le făcea oricum, uh, foarte ciudat pentru alții, pentru că erau foarte moderne pentru vremurile pe care le trăiam. Vorbim de 91, când am intrat eu în, în, în grup, în 93, el uh, s-a stins în sfârșitul lui 93. A fost uh, tragedia de care. A vorbit toată România Adică un moment foarte despre greu. care părinții mei Îmi povestesc foarte mult de, Pentru că el era iarăși foarte apropiat de părinții noștri Organiza foarte des întâlniri petrece. Era un om de viață Era un om făcut pentru scenă Aveai un cântec preferat când erai mică? Da, aveam și de la minisong Era așa La minisong Mamă să mă dai Tăticule Grăbește ce mai stai Și dacă nu Bunico, tu mă duci Grăbește-te Nu mai sta în Papuci, Papuci. <laughs> nu Vezi lui Mihai. Ever, ever, care era cântecul tău preferat ah. când Mie îmi plăcea Alunelu Alunel, da. da. Eu cântam Azorel. Azorel, Azorel, prietenul meu cel mai fidel. Mulțumit, cunosc el, nu-i niciodată nu mai știu, fioros sau deci nu Deci, știu pe... și cântam cu un rucsac, așa că uh, dăduse-l un câine adevărat, dar mi-era teamă de el că nu știu, vrea să mă bușe, până mi-au dat un rucsac cel să cânt cu el în spate intrați pe Miralare Tegan oficial și scrieți la comentarii, la postarea de acolo care era cântecul vostru ha, preferat chiar, da. când erați mici da. și o să primiți ca în fiecare duminică de la mine, un joc, am o căsuță mică pentru copilul vostru și o carte, astăzi aici, acum dăm un, un premiu în fiecare uh, săptămână pentru un ascultător care scrie acolo la comentarii. Și ulterior am început să am melodiile mele. Așa. După, după Minisong, după perioada aceea de câteva luni când cu Minisongul nu se știa ce se va întâmpla, el a fost preluat ulterior de Bianca Ionescu, de, sop, de soprana Bianca Ionescu între timp părinții mei m-au dus la aparatul copiilor și am început să cânt acolo, un pic în alegreto, apoi am început să cânt singură la un cerc de muzică ușoară și acolo am început să particip la festivaluri, la concursuri, m-am reîntors în minisong în momentul în care s-a reluat activitatea, acum am mers cu ele în paralel mm. da? și la 10 ani mi-am lansat primul meu album. Eram fost primul copil cu un album. Un album, da. Și acolo aveam o melodie. Iar dacă mai pus să-ți cânt, îți cânt. <laughs> și de acolo una, care era preferata mea și rămâne în continuare. Uh, se chema chiar Eu sunt Alina. Eu sunt Alina și am doar 10 ani. Și pentru mine, la școală, e banal. Era un album compus de Eugen Mihaescu. Am avut multe etape frumoase. Și din și fericire frumoase. sunt din ce în ce mai bune și uh, astăzi ești în cea mai frumoasă variantă a ta. Dar asta simt, mi se da. pare fantastic, să reușim din uh, cenușă să renaștem exact cum uh, a fost și mesajul de ieri: al uh, spectacolului de la sala palatului, în care toți copiii au înțeles că atâta timp cât va exista o singură păpușă zurli în casa unui copil și uh, în relația dintre copil și uh, părinți, uh, zurli va renaște fără uh, să mai există teama că poate să dispară această poveste. Zurli e Zurli, orice ar fi. Uh, mi se pare că Zurli a adus în viața copiilor, și ți-o spun și din experiența directă cu picii din trupa mea, a adus magia aceea pură de poveste de care copiii au nevoie. Și, și mai avea multă de făcut. Și o, o spun și ca mamă, pentru că Zurli a fost parte din copilăria Carolinei și a Raisei. Îți mulțumesc pentru că ai venit astăzi. Cu siguranță că am dat uh, foarte multă putere și speranță multor persoane care ne ascultă și care aveau nevoie să audă niște lucruri cu onestitate și cu sinceritate de la noi și abia aștept să ne revedem pentru că mai sunt foarte multe oh, lucruri cât, de povestit cât, câte lucruri avem noi de povestit și idei de pus în practică și îți mulțumesc pentru prietenie Mirela, pentru invitația de de la sala palatului și cred că e important ca toată lumea să um, conștientizeze cumva, ok, e greu să ajungi în vârf, dar e mai greu să te menții acolo și cred că mereu din orice schimbare care îți apare în viață, profesional personal, trebuie să găsești mereu varianta să fii tot tu, dar mereu altfel. Ceea ce nu e ușor, dar nu e imposibil. Ați avut astăzi uh, uh, aproape de voi două femei care fac un antrenament permanent din cum să facem transformarea să fie parte din viața noastră. Eu sunt Mirela Retegan și până data viitoare aveți grijă de voi și de cei pe care îi iubiți. La revedere! La revedere. Schimbă perspectiva cu Mirela Retegan la Europa FM.